fotbalist și antrenor, este Poreclit Puriul. S-a născut pe 9 aprilie 1962 în Hunedoara, loc unde și-a început cariera în 1976, la Corvinu, ca de altfel și colegul său de generație, Ioan Andone, zis și Fălcosul. Mircea Rednic, care în activitatea sa de fotbalist a agreat postul de fundaș central, a jucat la formația hunedoreană până în 1983, când s-a transferat la Dinamo și, după evenimentele din 1989, joacă un sezon în Turcia pentru Bursaspor. În 1991 se mută în Belgia. Revine în țară, la Rapid București, 6 ani mai târziu, unde l-are antrenor pe același Mircea Lucescu, omul care l-a învățat fotbal la Corviu. În palmaresul său de fotbalist figurează 3 titluri de campion al României, 2 cu Dinamo, 1984 și 1990, și unul cu Rapid în 1999. Activitatea de antrenor a lui Rednic începe în 2000 la Rapid, continuă la Dinamo și se prelungește în Rusia și Oseția de Nord, pentru ca Mircea să revină în țară la Astra Ploiești până la finele sezonului 2011-2012. Antrenează de asemenea Petrolul, prenând conducerea ploieștenilor în 2012. În octombrie același an, Rednic este atras de oferta celor de la Standard Liej și după încheierea sezonului semnează contractul cu cei de la CFR Cluj. Neuitând echipa sa de întâi, Puriul, și-ar fi dorit, în anumite condiții, sponsorizarea echipei Corvinu împreună cu Ioan Andone, Fălcosul, dacă, în afara lui Mihai Leu, ar mai susține inițiativa cineva din partea locului. Da, și eu am încercat și cu ăsta Mihai Leu e singurul care într-adevăr vrea să facă ceva. Dar nimeni nu-l susține acolo în zonă, noi suntem departe, eu am mai discutat și cu Andoș. Dar nici nu suntem disponibili, dar să vedem că cineva are un proiect serios, în primul rând, oameni care vor să susțină proiectul ăla, noi suntem disponibili să sponsorizăm, dar încă nimeni nu ne-a propus ceva serios.